Epizor, Zmina! Vine la 4 secunde, secunde, repede! 2, repede! 1, stop! Gata, nu sunt Mina! Zmina Show! Salut! Salut! Sunteți pe canalul Zmina Show! Și astăzi vom desena! Cu produse alimentare! Și anume, noi vom înlocui obțelele cu care ne-am obișnuit noi și vom folosi produsele alimentare. Smântână, ketchup-ul, baby food din morcov, cremă de ciocolată și muștarul. Condiția acestei provocări constă în mămica nouă ne-a pregătit 10 cuvii, 5 pentru Jasmina și 5 pentru mine, da, care le vom extrage pe rând. Da. Și cine a extras va desena cu aceste produse la alegerea lui. Iar al doilea va trebui să ghicească ce a desenat el pe foaie. Și dacă s-a ghicit desenul, acela care a desenat, acela primește un punct. Și cine are mai multe puncte, acela și-a câștigat. Și o să aveți timp limită, cât e o minută fiecare. Da! Apropo, vă pun la curent că acolo avem și personaje din ține animate. Adică vă să știți. Bine? Ce dar? Pregătiți? Da! Să începem! Să începem! Vă invităm să descoperiți canalul Miss Loreana. Este o fetiță veselă și prietenoasă care locuiește în Florida. Pe canalul ei puteți vizionați pachetări de jucării, provocări, jocuri, experimente, vloguri. O să vizitați virtual multe locuri frumoase din Statele Unite. Abonați-vă, dragii noștri, ca să nu ratați următoarele provocări ce urmează între Jasmina Show și Miss Loreana. Noi am turnat produsele noastre în paharuțe ca să ne fie mai ușor să muiem pensula. Și mămica nouă ne-a pus cuvintele din bilețele, le-a pus în fața noastră. Noi vom extrage pe rând. Da. Vă spune, cine începe prima? Hai la UEFA! La UEFA, ok. Hai. UEFA! UEFA! Piatra. Piatra, da? Cu primul. Ok. eu trebuie să extrag cuvântul. Așa, sper că voi se vede. Da, și eu am să pun cronometru, bine? Atenție, începi! Principalul să nu uiți ce ai de desenat. Și Jasmina să poată ghici. Hai că nu e așa de simplu, da? Nu e prea simplu. Încearcă cu altceva să iei cu alt produs. Acuș eu. Uai, ce uite asta? Sper să reușesc. Tati, cum mai atunci ce ne se pune? Hai, tu spune ce gândești tu, ce acolo tu vezi, cum crezi tu? Dacă spui cuvântul corect, eu pot să mă opresc, da sau nu? Da, da, desigur. Încă nu știu, dar... Cu ce seamănă? O inimă. Tu vezi acolo o inimă? Ok, mai departe, mai spune ce crezi tu, mami. Tati, cu 5 secunde. Pasă, mami! 1! Eu am văzut! Camila! Corect! Ia uitați! Dar cum ai ghicit-o? Pentru că am văzut care cap are ea. Două cocoașe, da? Da, și picioare, și coada. Exact! Bravo, Jasmina! Ai ghicit! Tatico, e bravo pentru că are un punctișor. Da, corect! Da. Ai desenat cu... Cu ce ai desenat, Tatico, tu? Cu muștar! Cu muștar! Da. Ok, punem într-o parte arta, dai semnul tău arta. Acum eu. Acum tu. Deci, cum tu închide ușorii, eu am să spun Jasmine. Arată întâi nouă și apoi eu să șoptesc ție. Eu pot să stup cu ușurile. Mie îmi place să joc cinstit. Da. Atenție, începem! Poți să iei mai aproape. Tăticu, dacă tu ai vreo variantă, spune-o, bun? Aha. Ce vreau unul? Ce seamănă, Tatico? E cu un cap de pasăre, ceva. Cap de pasăre? Da, ciocul. Stai, nu are și coarne, ceva. 28 de secunde, haide. Bine, te strângi pe jur. Haide, poți să trec cu tine cu... Nu, deja nu cred că e cap de pasăre. hai. Parcă seamănă cu broască de sos. Nu? Sau mie îmi pare că tu ai greșit cam acolo, dar ok, haide, tu înseamnă. Probabil că ai dat cuvântul, da? Ceva
să... N-ai dat cuvântul? Gata! Gata, s-a terminat timpul. Așa. Da, mă gândesc că zici ceva asta. Ok, tu ți-mi minte cuvântul? Da, dar eu nu știu prioritate. Cum arată? Bine, arată-ți de nou? Aha, e ok, totuși ca gândul la mine se vede că seamnă cu ce trebuie să ai tu, da. Cum vreau să ți-i soasă, nu? Mai ai variante? Nu. Aploație. Un cucoș, cred. Nu, un cu variante și gata. Haide, Smina, dacă nu, adică nu ducești, atunci tu n-ai punct, șoro. Oi. Mai ridică-ncoace. Nu îți spune nimic. Ridică-așa să vedem și noi. Bine. Păi nu știu, un delfin ceva. Păi cu tu ce, glumești? Nu, mă gândesc că acesta este coala, nu știu ce, astea sunt ca niște aripi de delfin. Toticule, tu n-ai văzut coala tot următor, n-ai auzit? Nu, serios! Ai ghicit! Bravo! 1-1 scorul, vă place? Da, interesant, așa, foarte interesant. Bine, acum e rândul tăticului. Tăticul ia-ți un bilețel, trage o foiță, un cuvânt. De culoare roșie. Nu arată nou, hai nu arată nou ca să ghicim și noi, bine? Ok. Ok? Haide, începam să ții minte tot. 3, 4, începem! Am să iei paharul într-o parte ca să vadă să... Bine? Așa. Hai, cățicu, hai! Un soare! Soare, nu! Lasă-ți spune ce crede ea, ce crede ea, lasă-ți spune! Nu e soare! Mi-a tu pus să spui cuvinte în continuu! Nu! Cum credeți voi? Ce dați cu desean? Dacă aveți idee, adică... Încercați și voi cu noi să ghiciți, da? Eu tot n-am idee încă ce e acolo, măcar că eu am scris acolo toate cuvintele, nu știu ce e nimeni tăticului. Tăticul mai ai 18 secunde. Nu se vede. Haide, tăticul. Ia cu alb, poate. Cu alb. Da. 7 secunde, tăticul. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zero! Yes, a reușit ceva! Aaa, bubuloză! Da! Ana arată, tăticu! E buburuză? Arată cu rătă și nouă! Da, buburuză, exact! Bravo, bravo! Bravo, tăticuleș! Bravo, Jasmina! Cred că era mai dificil dacă noi făceam antenele acestea. Da, avea să fie dificil, da. Ok, mergi mai departe, Jasmina, rândul tău acum, da? Haide, extrage și apoi îmi dai mie să văd eu. Tăticu, tu închizi urechișurile. Și ochii. Așa, să vedem cuvântul. Așa, am văzut. Dă-mi mie ca să-ți șoptească. Hai că e gata, Jasmina, mă apucă de mână, bine? Atenție! Începem! Cu crema de ciocolată e foarte... Jasmina, o să întâlnești, dacă nu o să descurce, se apă. Ea poate să mai puțin și în apă, să face mai solizul, mai subțirică. Da, cu asta totuși poți să... Cu tu, sărui să ghicești. Eu cam mă gândesc deja ce este, dar nu vreau să spun, pentru că vreau să disineze până la cap. Ok, eu nu știu ce poți să gândești în două buline. 26 secunde, Jasmina, ripjur! 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 Opa! Știi, cu tot ce te gândiți sau ideea cum s-a schimbat? Deja mi se schimbă ceva. Ce, credeai că eu vreau mașină, da? Da? Credeai că sunt roțile, da? Da. Dar nimeni! 4, 3, 2, 1, 0, stop! Ok, eu deja cred. Arată-mi și nou. Nu, am mai multe variante. Ok, acesta este desenul Jasmine. Așa, se vede. Și eu cred că este sau o babă din zăpadă. Așa, încă două variante, Nicolae. Sau un urs. Încă o variantă? Nu. Eu nu cred că o să ghicești, fiindcă nu seamănă cu ce. Pentru că numai aceste două variante am și eu. 1, 2, 3, 4, 5, nicio variantă, da? Nu am variante. Nu credeam că ai să ghicești tu. Pinguin. Pinguin a fost! M-am uitat gura, ochii și n-am lăsat aripile. Așa, era mai greu. Da. Asta era picioare. Da, a fost mai greluț. Și scorul nostru acum este, Tico are două puncte. Doar la unu. Bine, are un punctișor. Acum? Eu, da? Da. Tu acum dă-te cu ele. Hai. E extra. Hai tu, extragem. Așa ca să nu vezi. Oricum nu știi, întoarce invers. Adică vezi întâi tu acolo și este.
Oho! Așa, eu... Tico, 3 secunde să te gândești. Ok. Te-ai gândit? Pregătește-ți foaia și pensula. Foaia? Și vopseaua, cu ce să vopsești, adică produs alimentar. Atenție! Start! E o fetiță, corect. Melissa! Stai! Stai, nu te grăbi. Mamica! Mamica, Melissa! Dați paharul într-o parte, este ca să vadă asta. Rapunțel! Rapunțel! Eu mai am și secunde, de să mai ai încă 20 secunde, da. De să o termin. E Rapunțel? Da, e Rapunțel. Eu nu m-am văzut că părul e lung. Aia știu că la punță aia tu de că ai făcut așa o bavură. Stop! Gata, trebuie voi. Timpul a expirat. Dar tăticul foarte bine s-a dezcurcat. Uitați-vă, da, Rapunțel e blondă, foarte blondă. El și era blondă. Da, e și blondă. Da, 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 da. Seamănă cu Rapunțel, așa, Răzmin, da? Și eu m-am descurcat, așa, să-i mai ghicit. Da, tăticul... Eu nu am văzut că e părul lung, eu știu că la Rapunțel are părul lung. Cu ea da. Făcut cum i-am desenat, când este minunat. Da, da. 3 la 1, așa-i? 3 la 1? Nu, da. Până acum e rândul tău. Ai, eu știu, da. Okay. Până Jasmina extrage, nu mi-arata nouă, bine, nu mi-arata nouă. Eu am să citesc, am să spun la ureche, dar copiii să nu știi ca să le fii în țan și lor, bine? Copii, închideți ochii soli. Și puneți like, până eu îi spun Jasmina cuvântul, voi puneți like. Gata! Ce cu gata? Așa, hai Jasmina să vedem ce o să înseamnă acolo. Pregătește foaia. Pregătește foaia, dați-i băharul într-o parte să vedem și noi desenul. Bine, și noi să vedem tot. Eu știu cuvântul, pentru că i-am spus Jasmina la ureche, ca să știe ce se desene. Dar voi și tăticul nu știe, nu știți ce cuvânt acolo este. Așa că încercați împreună cu tăticul să ghiciți cuvântul. Atenție, începem! De secunde mai sunt, Jasmina. Ia paharul lângă tine, paharuțul, ca să fie mai ușor, mai repede. Opa, eu am ceva niște gânduri. Da? Bine, dar mai... Dar mai să ne desineze până la capăt. Bine. Jasmina, încă 23 de secunde. Jasmina, uite să reușești. Eu cred că... Hai, Jasmina. Mai ai încă de desenă. Ce fugi? Hai, repijor. Da, 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 cred că e asta ce mă gândesc eu. Repijor, Jasmina! Mina, 4 secunde, repet! 2, repede! 1, stop! Gata, Jasmina! Eu am o idee, ai început corect, Jasmina. Își plau că ai început corect, lasă. Așa. Eu nu cred, tăticule, că tu ai să ghicești ce e acolo din senat. Eu cred că am să ghicesc, da? Ia, scrieți-mi nou în comentarii, chiar acum. La ce vă gândiți și apoi noi vom spune răspunsul. Sau eu voi ghici sau nu, dar Jasmina va da răspunsul final. Corect. Eu cred că este un iepuraș. Eu da ce mă gândesc că da. Nu iepuraș. Nu iepuraș. Mai ai variante. Mă gândesc, uite, sunt urechile și bofșoare. Nimic, mami, bine? Două variante și 10 secunde. Luntic? De ce te-ai gândit la luntic? Nu știu, ceva așa mi-a spus de cinema și mă gândesc deja la un personaj că tot are niște urechi. Anda, nu, el are 4 urechi. Nu știu, luntic. Tu rămâi la luntic? Da, eu am, astea e a doua variante. Da. Da. Și e? De ce ai spus, mami? Dacă n-ai să-mi spune că de ce... Ia, dacă avea să fie punctul tăticul, nu avea să îi spui șoptești, da? E luntic, tăticul, da, exact, e luntic, ia uite-te.
E în lunte, crezi? Eu nu m-am uitat care-i patru urechi. Și dacă vrei, arată din nou, dacă vrei, poți să ne arăți cum crezi tu. Cum nu, ziceți? Nu are. Ia-i de ce nu are. Aha, nu ne arăți. Și voi să fi interesant. Ok. Bine. Ok. Așa, eu pregătesc timerul, cronometru, da? Zicu, tu pienso la foaia și atenție, începe! Așa. 57 de secunde. 55, 4, 53. Așa, Atina, spune ce crezi tu. Și noi tot încercăm să ghicim ce cu acolo de seană. Clown. Clown? Dar unde tu vezi nasul clownului? E mare, e plătă. Ia uite-te. Jumate de timp a trecut de acum? Asta este cum... Vai, ce interesant! Cum mă cheamă? Spune, cum crezi tu? Eu m-am uitat cum se cheamă. Hai că tăti cum are încă 13 secunde. Șuricel! Așa, e șuricel, dar nu e cuvântul ăsta. Trebuie să fie. E un șoricel, dar nu e cuvântul șoricel. Este animat, așa-i? Gata, timpul expirat, Tico! Gata! Ai expirat, Tico! Acolo nasul de celocertă este încă o pisică de care le vreau să aprindă. A, Tom și Jerry? Da! Nu, e Tom și Jerry. Eu cred că trebuia să-i faci urechile puțin mai mari ca să se înțeleagă. Mă gândesc eu, da? Pentru că de acum am percep ce acolo este. Dar este mai dificil să desenezi cu... Dar voi copiii cum credeți? Ce tăticu a desenat aici? Ce cuvânt? Scrieți-ne în comentarii. Da. Spina, trei variante mai, trei șanse, bine? E un șoricel, dar nu e de Tom și Jerry. E alt șoarece. Spune repede, ce îți vine în cap ție? Nu știu. Nu știi, dar te predai, nu spui nimic, da? Da. Ok, nu spui nimic, tăticu să aibă un punct. Bravo. Da. Okay. Așa că tot timpul... Nu, dar e sincer, adică... Da, arată din nou ce e acolo, trebuie să zic tu. Este Mickey Mouse! Mickey Mouse! De ce e aici? Șoricelul Mickey. Seamănă copii! Cui i-a plăcut cum eu am desenat, puneți like! Da, e foarte drăguț! Arată din nou ce cuvânt acolo tu ai. Așa, am văzut cuvântul și i-au zic la ureche. Da. Ascunde, să nu mă întâlnesc. Așa, dar Spina, ai pregătită, tu ești. Acum să mă gândesc. Spina, 5 secunde să te gândești. Gata? Pregătită ești? Da. Așa, atenție, începe! Așa, Spina, hai. Noi știm cu toți ce răspunde trebuie să desene, să vedem cum mea se va descurca. Asta nu spune, așa că ia altceva, ciocolată lasă. Poți să iei altceva, mame. Nu uita că îți fai foarte repede pentru că timpul e foarte puțin. Așa. Nu mai pune în gură, mame, că se amestecă. Cu muștară tot așa, mă. Pune tot în gură, da? Da. Hai, 27 de secunde, mai sună încă? Așa. Hai, mami, hai. Principalul fă. Da. Haide, trebuie să te axezi pe ce e mai important. Hai, încă, mai ce pui în gură totul, mami. Hai. Asta e muștarul de să nu pui în gură. Dar nu. Hai, 3 secunde, 2, 1. Stop! Gata! Ce a fost straniu tot desenul acesta? Că Jasmina când desena pe burtă, desena o linie așa, o linie așa, o linie așa și o linie așa. Adică burta nu este simplă. Uh-huh. Desenul de pe burtă nu este simplu. Ascunde. Și? Hai, eu cred că este... Așa este, este față, da? Corect am spus, da? Hai să încercăm așa. Este Spider-Man. Și... Corect! Dar ce pare că eu am câștigat. Da, și acum este egalitate, 3 la 3, așa-i? Da?
Și ai vezi câte un căcâtiu unde se iau fiecare. Ce prinții au zis, Mina, tu ai șansă să câștigi. Da, 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 da. Și ce, să stai cu oarea noșii ție? Da. Ne arăți nouă? Nu. Nu ne arăți nouă. Haideți să vă fie și vouă mai interesant. O să vă gândiți și voi cam ce ar putea să desineze tăticul. Și apoi Jasmina, da? Și apoi și Jasmina. Da, și scrieți nouă în comentarii câte cuvinte ați ghicit înainte de a cunoaște cuvântul, da? Da. Vrem ca și voi să vă jucați împreună cu noi. Da. Tăticule, cuvântul ții minte? Da. Eu îți dau timpul, cronometru, pensula în mână, foaia în față. Pregătit? Atenție! Începem! Da! Tăticule, mai ai încă 30 de secunde. Ce? Haide, 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 haide. 1. 30 secunde, da? 19 de acum. Timpul la tecul se mișcă, merge. Aceasta și... Chiar că ce oare ce e, tăticule? Iată așa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Gata, tătico. Stop! Arată-ne nouă să vedem. Bine, mai întâi de toate, vă arăt și voi. Așa, cine a ghicit, scrieți în comentarii. Eu m-am perceput, nu știu, e foarte clar. E foarte clar. Spune, tu cum crezi ce e? Un leu? Da! Cum ai ghicit? Nu că am văzut că e aici. Coama, da? Coama aceasta, sau cum se numește corect? Da. Cine știe cum se numește corect aceasta? Limba română? Vicioasă, este. Te nu voiam să ridicată. Wow, da! Fantezia e foarte bună, imaginația lucrează totul bine. Cine a mai ghicit că e leu, să scrieți în comentarii. Vă rugăm, scrieți câte desene ați ghicit. Ticul, tu ai de acum 4 puncte. Jasmina, tu trebuie să deseni așa de bine ca să Nicu să ghicească ce înțeată. Apropo, este o alternativă foarte bună. Dacă nu aveți acuarele, să încercați să înținați și voi cu ce aveți prin frigider. Spina, nu te uita, tăticule. Nu, ne-arăta, nu ne arăta, lasă să ghicească și copiii, bine? Eu doar am să știu ca să-ți pot spune, bine? Așa, închidiți ochișorii și voi și odechiușele. Hai, Alan, ghitim de păhăruțul. M-a ghicit. Da? Așa. Da? Ok. Ești pregătită, Jasmina? Da. 3, 4, începe! Așa, hai să vedem și noi împreună cu Jasmina să ghicim. Ce cuvânt oare a căzut Jasmine? Mina, nu mai pune în guriță. Apropo, pensurile sunt noi, așa că nu e o problemă dacă pune în guriță. Sunt produse alimentare oricum. Da. Ce oare Jasmine acolo de seană? Ce oare aceasta? Haide, cine ghicește? Cum credeți voi? Cum credeți, Jasmina? Mai ai încă 28 de secunde, Jasmina, repejor, repejor. Haide, tu te gândești să fie și frumos, tu gândești principalul să se înțeleagă ceea ce este, bine? Să fie clar. Să fie clar, da. Hai, repte, mame, repte, cât timp, foarte repte, fuge, mai ai încă 40 secunde. Repejor. Bine, acum eu și număra, ia că, uite, până la 10, 1. Repte, mame, repte, că noi trebuie la 10. Hai, mămică, ia lângă tine paharul mânuț, repte, 5 secunde. Ripișor, iubita! Ripișor! Stop! Gata! A, eu cred că știam. Timpul a expirat. Ce înseamnă cu copii, mă înțeleg? Hai, arată! Dacă iese din tunel! A, parcă iese din tunel? Noi am văzut cu desenul, acum încearcă să-l ghicești tu. Hai! Hai, prima variantă! 1000! A doua variantă? Un trenuț dacă iese din tunel. Și a treia variantă? Și a treia variantă? O babă de zăpadă care s-a cârligat jos. E... O... Omidă! Omidă! Prima! Iese! Nu alegem 4-4! Egalitate! Bravo! Uitați, eu m-am gândit un premiu. Cine a să câștigă, a să mănâncă. Crema de ciocolată. Mare, da? Nu! Ok, nu vom împărți premiul în doi, pentru că este egalitate. Această provocare ne vrem să o transmitem la două canale. Miss Loreana
și Bold Dance Show. Linkul acestor două canale noi le vom lăsa în descriere. Iar voi intrați și așteptați când ei vor posta această provocare și uitați-vă cum s-au isprăvit și ei. Cred că va fi foarte vesel. Da. Și vouă, dacă v-a plăcut, să ne puneți nouă ce? Multe like-uri! Ia uitați-vă videoclipul! Abonați-vă la canalul! Las-mi-l!